Copil de 16 ani, orfan de mamă, a fost bătut până la agonie de o gașcă de adolescenți și aruncat pe marginea drumului într-o localitate din Vrancea. O vecină l-a găsit din întâmplare, dar era prea târziu, băiatul murise deja. Datele anchetatorilor arată că Gabriel ar fi fost lovit din cauza unei fete. Trei dintre agresori au fost deja capturați. Îi bătut, sigur îi bătut și a adus, s-a aruncat aici. Bă, dimineața când am văzut tare, aici au văzut-o la maxilar. Cred că e omorât, dacă cine știe și... Pe ulițele satului Ploscuțeni din Vrancea, oamenii vorbesc despre crimă. Un copil de 16 ani ar fi fost ucis în bătaie de o gașcă de adolescenți. În întunericul nopții, băiatul ar fi primit lovituri mortale, apoi a fost aruncat într-un șanț pe marginea drumului, departe de locul unde a avut loc scandalul. A mai fost niște marturi care a văzut când l-a bătut. A avut vreo două persoane sau trei într-o mașină. Gabriel ar fi fost urmărit după ce s-a despărțit seara de prietena lui. Avea o prietenă pe aici, da? În zona asta. Și probabil de acolo aș pleca conflictul. Fata i-a lăsat lui Gabriel o ultimă declarație de dragoste pe Facebook. Apoi a fost dusă la poliție, unde au ajuns și martorii care au văzut bătaia. Gabriel a fost aruncat în șanț, cel mai probabil aproape de miezul nopții. N-a avut nicio șansă să fie salvat. A fost găsit abia dimineață întâmplător de o vecină. O strigat la... Genel meu, că este un băiat, doamne, aici o femeie, o zis că poate e beat. Criminaliștii au luat probe de la locul faptei și au găsit repede pe bătăuși. Gabriel își pierduse mama în urmă cu un an și era crescut de tată. Ultima fotografie postată pe o rețea de socializare cu doar câteva ore înaintea morții i-a îngrijorat pe cunoscuți. Sătenii vorbesc despre un conflict mai vechi care ar fi existat între băiatul de 16 ani și tinerii care l-au ucis. O gașcă despre care se spune că a răspândit teamă printre oamenii satului. Dosarul a fost preluat de procurori.